peretele ăsta de aici tot. Ăsta va pleca, va dispare de aici. Complet. Așa. Și îl punem și îl mutăm, că la noi se poate. Și îl montăm aici, peretele. Peretele va veni aici. Păi și distanța. Și atunci, bucătăria va avea cât? Cât are camera care stă noi în ea acum? Va avea 4 metri, pătrâni. Dar venind cu bucătăria, cu peretele aici, automat camera asta se micșorează, nu? Da, bineînțeles. Și atunci, ca să nu se mai micșoreze, noi ce-i facem? Ne ducem mai acolo. Păi scoți iar aia. Nu. Scot? Bă, lăsă-mi. Scot doar pe ăsta. Și pe ăsta de aici. Așa. Și cu întăriturile astea. Și îl bag aici. Și vin cu camera până aici. Se mărește camera 2 metri încoace. Și atunci câștig din nou metrajul care l-am avut acolo, care îl pierd din cauza că mut peretele de la casa veche. Înțelegeți? Dar de ce nu le faci separate? Adică de ce vrei să le unești? Trebuie unite pe, și pentru rezistență. De ce vreau să le unesc? Pentru că după ce o fi gata asta, așa, o să iau acoperișul aia complet, pun niște piloni de ăștia, niște pătrați de ăștia în picioare, îi prind la, pe marginea aia, să vin la nivelul la asta, și mă duc și cu asta pe urmă, încolo, până în partea cealaltă. Adică o să fac și pe aia cu etașca și pe asta, o să fie amândouă, când o fie acoperișul făcut, o să fie peste toată. Nu o să fie aia mai jos și asta mai sus. O să aibă un singur acoperiș? O să aibă un singur acoperiș, toate de la cap la coadă și toate o să fie la fel. Adică, că, practic, dumneavoastră când ați fost la grădiniță, făceați, vă dădea, Lego, să faceți puzzle. Puzzle, așa. Exact așa vine asta, ca un puzzle. O să vă arăt și mai târziu de ce, când o să mai veni pe la mine într-un alt reportaj, o să vă arăt gropile, găurile care le-am făcut ca să înțelegeți de ce. Că o să trece și la găuri. La găuri, bun. Să vedeți. Bun. Du-te acolo, am venit cu burghiu acasă. Deci am venit cu burghiu acasă și am început să fac găuri. Și am făcut găuri. Găuri unde? În pământ? În pământ, dar unde să le fac? Nu, am crezut că în astea, în nu, pătrați. Dar burghiu e mare, burghiu e larg, așa. A, păi, nu știam ce fel de burghiu. E burghiu larg, nu-l mai am acis, Valer. Să vi-l arăt, așa e de larg. Bun, și ai început. Și m-am dus în jos cu burghiu, atât. O jumătate de metru. Ai săpat un pic? Da, o jumătate de metru. O să vă arăt când trece la găuri, să vezi ca în găuri formate de burghiu, ca să vă faceți o imaginație cam cât de groase au fost găuri. Așa. Dar, bun. Și ce, prima dată? Cu pătratul, după ce am scos pământul de acolo, am venit cu pătratul, pac, în gaură. Dar tu ai un desen, adică de ce l-ai băgat? Știi că e bine acolo. Ai făcut un desen, ai o schiță, ceva? Le faci din cap sau cum? Le faci de ochi, domnule. A, din ochi. Dacă știi, ești meseria de elite, le faci din ochi. Bun. Bine, că am avut și rulete care totul s-a măsurat, n-am plecat chiar la... Am înțeles. Eu am căutat să fiu la fix, să plec de aici din cameră, să fie cât de cât peretele drept. De ce? Pentru că în momentul când o să fie, când o fie, să fie peretele gata, eu o să vin cu izolația de asta, continuare și pe ăsta. Am înțeles. Să fie toată la unul, nici să... Știți cum trebuie să pară când o fi să pară una, cum ar veni. Să nu se cunoască de unde e înădită. Exact cum se cunoaște la asta, că nici nu mai știi de unde e înădit bucătăria de asta. Așa o să pară asta, nici să nu știi de unde e înădit, o să nu se mai cunoască. Nici un fel de nadă, nimic. Trebuie să schimbi un pic, că stai mai bine așa. Nici să nu se cunoască. Bun. Vezi, ei se mai miște așa? E normal să se miște așa. De ce? Așa. Că ei se miște așa, până când ei, poate că vine o traversă sus deasupra, după ăsta, pe ăla de acolo, așa. Nu văd că va veni traversa asta, atunci nu se mai miște, că o să interes. Dacă mă întreb pe mine, mi se pare cam înaltă, dar asta e altă discuție, nu știu. Mie mi s-a părut cam înaltă. Așa este, vezi dreptate. E un pic cam înaltă. Și mie mi s-a părut cam înaltă și de-aia o fac greu, de-aia e greu de lucrat. E greu pentru că... Dar de ce? E o scară la vecina, da. Nu e vorba de scară, e vorba că... Eu în momentul, hei, știi, când mă urc acolo să bat pătratul, vă dați seama că normal ar trebui să fie doi. Unul să fie în partea asta cu o scară și unul în partea asta, ca să bată pătratul. Se ridice amândoi odată. Doamne, adică dacă era un pic mai... De ce te deranja dacă era... Da, dacă mă ridic cu nivelul, cu pământul, cu împlutura, dacă mă ridic cu împlutura la betonul... Te ridici un pic, într-adevăr, da. Nu să vin până pe aici. Da, tot e cam înaltă. Tot e cam înaltă. I-a plăcut, e așa înaltă, nu? Pe sistemul... Haide, mă, că ți-o las așa. Bun, ai început cu ăsta, da? Asta l-ai pus primul? Am început cu ăsta, pe ăsta l-am pus primul, de ăștia în picioare. L-am pus prima dată pe ăsta. Am mai făcut o gaură, iar a doua oară l-am băgat pe ăsta de aici. Aici am măsurat un metru, marjă de eroare, un metru, că nu știi cât are ușa. Să nu te trezi pe urmă că e ușa de demanș și nu ți-ncape ușa. Că am mai pățit noi odată acolo.
Dar am luat ușa aia mare și am stricat-o. Aia metalică. N-am capul bine și am forțat-o. I-am dat cu ciocanul că a zis că o să intre și s-a stricat ușa. Aici, aici va fi ușa. Am înțeles. Aici va fi ușa pentru că aici va fi ieșirea în terasă. Ieșirea în alte camere, practic. Pe urmă în terasă. E lucrare. Eu v-am zis pe mesaj că e lucrare mare. Bun. Așa. Asta... Aici nu poți să-i pui de aia. Că aici vine ușa. Astea sunt ca niște întărituri ce ai făcut o chestiile astea, nu? Sau astea, cum, da. cum se numesc da. Astea? Da, deci cum se mișcă el, uite așa, cum se mișcă așa, așa s-a mișcat și încolo. Uite acolo, uite, vezi? Da, da. Gata. La fel am făcut și lui ăsta. Așa, și ai luat o roată, nu? Ai mers cu ei mai... Că lui ăsta n-am mai avut, că trebuie să mai vin cu unul de aici, aici, așa. Și am luat o roată și am făcut roată și am făcut găuri. Am făcut-o pe asta. Deci întâi am trecut, l-am făcut găurile. Și după urmă am băgat. L-ai făcut pe toate prima dată. Întâi am făcut toate găurile. Am trasat, am trasat cu ruleta frumos și am zis, Ramon, o gaură acolo, am făcut cu apreciere. Dacă vine teritoria, are pe ăștia sta OSB-ul, că vin și șifși de alea bătute. O gaură acolo, aici facem ușa. Aici lăsăm un metru și ceva. O gaură acolo, una zic o facem aici, una aici, aici lăsăm ușa spre ieșire, spre față, îi pun un stâlp aici, lăsăm la fel ușa la distanța de un metru aici, altă gaură. Aici, pe urmă, venim cu alta, zic. Aici venim cu alta, că n-are nimic pe distanță, că o să vină în teritoriu, dar și-i ține, știi? Am vrut să mă duc până lângă betonul ăsta, eu. Până aici, nu pot, că nu-ți dă voie pietrele astea, după așa, până numai și așa s-a deviat un pic aici. Că așa a fost casa, eu am mers după ea, după casa veche. A, după. Fost... Și vezi, să duce cam așa, trebuie să fim mai așa, casa e făcută cam... Păi de asta e așa, acolo ai păstrat în partea aia, da, dar aici nu mai păstrezi de... cu tot cu casa asta veche. Am păstrat cu asta. Cu asta? Da, păi, dar n-aveam cum să plec cu casa veche de acolo și cu casa nouă din partea asta. Păi nu, dar cum o mai integrez dacă asta se duce încolo și aia încolo, cum o integrez pe aia? Înțelegi ce zic? O integrez de integrat, pentru că cu pătrații ăștia de aici, eventual, vedeți că am mai pus unul aici. Da. Și am mai pus unul aici. Știți de ce am mai pus unul aici și am mai pus o ușă aici? Că aici, eventual, o să vină... A, zis că o să vină bucătăria. Nu mai vine bucătăria acum. Aici va veni baie. A, vreți să faci și baie? Facem, păi, dar o incorporăm pe toate, dacă nu. Aici va mai urma încolo. Pătrat. Va mai urma pătrat până mal din acolo. O să vă arăt că nu-mi trece la găuri. Se va arăta găuri leci. Și când o vedea găurile atunci o să faceți legătură. Stai așa. Pătrații se duc până încolo cu ei? Păi da, normal. Pătrații trec de casă pe partea asta. Trec de casă pe partea asta și îi pun punte la casă deasupra ca să pot să mă ridic și cu asta la fel ca cu aia.